Ideea e că asta ar fi ca un next step pentru partea inițială, ce au dezvoltat băieții de la, adică Larry Page cu Sergey Brin, ce au avut în cap pentru partea inițială al Google și cum exact să navighează userul, cel puțin pe net și prin Google. Dar să mergem o idee mai departe. Cum spuneam, sunt optimization specialist, că fac mai multe chestii la NetBridge. Mă rog, că au văzut că știu și puțin tehnic și puțin cu Photoshop și cu așa, ia fă tu și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. E interesant. De ce proiecte mă ocup? Le aveți acolo, auto.ro, animale.ro, Bloombeans, curs valutar, Bloombeans, Hit și SmartBuy. Puteți să intrați pe oricare, să vedeți. Momentan eu m-am angajat de 2 luni, deci dacă e, nu mă jurați pe mine, eu de-abia am început să lucrez la partea asta. Cel care s-a ocupat înaintea mea. Dar revenind un pic la ce aveam, am pus și mai întâi am pus câteva logo-uri așa, de prin lumea întreagă, cu Google a început să schimbi logo-ul cam, cum să zic, când e vreo sărbătoare pentru o țară sau ceva, pot mai bag un logo, că asta e o chestie de personalizare, știi, și așa, să atrag user și așa mai departe. Dar ca să mergem mai departe, o să facem o mică călătorie în timp, ca să zic așa. O să mergem până în 1997, când... Când Larry Page și cu Sergey Brin erau un pic pe la Stanford și ziceau băieții că nu aveam nicio idee pentru lucrarea lor de licență sau de doctorat, nu mai știu exact ce scria în lucrarea respectivă, și s-au gândit, băi, hai să facem un dintre ăsta. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Ok, e foarte interesant. De ce s-au gândit ei la chestia asta? Pentru că pe atunci, pe vremea, prin 1997, când nu mai știu câte ani aveam, dar ok, era doar AOL-ul, care era foarte mare, și Yahoo, care de pe aia a început să-și arate coțișorii, ca să zic așa. Eu vă recomand să citiți chestia asta, e ca și cum vă duceți la Basics, despre cum a fost făcut Google. Este o lectură cam dură, că e destul de științifică, dar este interesantă. Ca și idee de bază pentru primul, să zicem, large-scale hypertextual web search engine, a fost PageRank-ul, care, cum specificarea acolo am extras exact în ce au zis băieții, can be thought of as a model of user behavior. Deci să zicem că noi luăm un surfer care intră pe un site și după aceea mai dă click pe un link, pe un link, pe un link, pe un link. Și asta la nesfârșit. Cam pe asta se baza PageRank. Și la un moment dat el zice că se plictisește și începe cu o altă pagină random. Și probabilitatea ca acel surfer care e destul de random să viziteze aceeași pagină este PageRank-ul respectiv. PageRank-ul era stabilit după formula respectivă, unde D-ul reprezintă un damping factor. Au zis ei, ok, că asta e probabilitatea. Damping factor este de fapt probabilitatea ca un user să tasteze URL-ul tău în browserul lui. Și după aceea este numărul, sunt restul de pagini de la care primești PageRank și numărul de, și fiecare pagină care primești la o pagină se împarte la numărul de link-uri de pe pagina respectivă. Mă rog, chestia asta e destul de veche, nu, mă rog, să mai respectă un an într-o oarecare măsură. Azi este ceva mai complicat pe partea asta. Acolo aveți, pe pare rău că nu se vede foarte bine, este și, dacă reușesc să-i dau zoom, poftim? Dacă aveți întrebări sau ceva, să eu zic prostie aici, chiar vă rog să mă contraziceți. Deci, serios, nu fără niciun fel de gen. Ok, mă rog. Ideea este următor, e cam complicat cu ăsta. Olivia nu-i place flash-ul? Da, mi-e place. E mișto tu ăsta. Ideea este următor. Acolo aveți o schemă cam cum e funcționa pe vremuri Basics, așa, Google. Erau, mă rog, care vrea să ziceți dacă vreți să intru în detaliu. Că asta e important, pentru că este un pic tehnic. Ok. Asta e serios, dacă vreți sau nu, că nu e nicio problemă. Bine.
Mai bine nu mai pui întrebări. Nu, dacă sunteți interesați să-mi fac, eu pot să vorbesc, adică nu e nicio problemă. Pot să vă explic cum funcționează și e foarte interesant pentru mine. Pentru voi nu știu. Dar nu face prea tehnică. Dacă o faci prea tehnică, okay. Ok, să zicem, să luăm în felul următor. Să zicem că tu ai un site. Ok. Și Google-ul trimite niște dorei, zicem așa, ei se numesc WordPress, dar noi zicem dorei. Niște dorei, a.k.a. bots, Google bots, care intră frumos pe site-ul tău și îți rat site-ul și ți-l iau la publicat și ce e acolo, ce e acolo, ce e acolo și așa mai departe. Ei au intrat, ți-au luat chestia asta, după aceea le trimit înapoi la un, cum se numește acolo, un server. Un store server, așa. Store server-ul ăla. Store server-ul e ca o, cum să zic, ca o cămară. Ca un magazin, să zicem așa, ca un magazin. În magazin respectiv, ei iau și parsează fiecare document și așa mai departe. Scot textul, ți-l bagă după aceea într-un repozitoriu, asta vreau să zici că îl bagă la afumat. Da, ca să zic așa. Exact, să se păstreze bine, să se păstreze bine, le iau la afumat și după aceea le mai bagă încă o dată într-o chestie care le numerotează. Arhivă, da. Perfect, îmi place. Îmi place că suntem dând. Așa. Le bagă în chestia respectivă, dar după aceea mai are câteva chestii. Are și câteva, să mă numește anchor text. De exemplu, pagina ta poți să descoperi de pe alte pagini de pe web, știi? Și acolo tu ai un text. Dacă tu vinzi asigurări, ai pe o pagină undeva pe netul românesc, asigurări, știi? Te duci la pagină. Și pentru cuvântul respectiv înseamnă că tu ești relevant. Ia și chestia asta în calcul. Mă rog. Chestia aia, după aceea, indexul ăla, se împarte pe mai multe nivele. Deci sunt chestii, sunt serveri, sunt câteva ferme de serveri, unde sunt stocate toate chestiile astea. După asta, sunt mai băgate pe încă un indexator, care iar le aranjează din nou, și la final se zic că sunt sute de cât aranjate. La un moment dat, tu când cauți ceva, este apelat lexiconul. Lexiconul este ca ceva care interpretează, ca un, cum să zic, e ca, o structură gramaticală, cam așa. Și este apelat lexiconul, el își dă seama, ok, tu vrei să cauți, nu știu, asigurări auto-rădăuți. Și-a dat seama în română, poc, uite, asta are logică, pac, după aceea el se intră în indexă, îți scoate chestiile alea, ia și page rank-ul, ia și anchor text-ul, face tot, face schema, ca să zic așa, algoritmul și după aceea îți arată pagina, ok? Ți-ntoarce rezultatele. Da, ți-ntoarce rezultatele, ok. Cam așa funcționează. În lucrarea lor e un pic mai detaliat. Un picuț. Ok. Dar să mergem. Ok, chestia asta a fost foarte interesantă la început. Să zic că a mers o perioadă, dar după aceea au fost mici probleme, pentru că oamenii au tendința să mai trișeze din când în când. Adică zile, de fapt, cine o dau cotită. Și faza e că ei și-au dat seama, băi, ceva nu-i regulă, nu putem să mergem chiar așa. Și atunci, în 2004, niște băieți de la Google... S-au gândit așa. Ranking documents based on user behavior and or feature data. Ok. Ce reprezintă chestia asta pe scurt? Mă rog, pot spune ce spui acolo, eu spui eu simplu mai mult în detaliu. Ok, îi zic la început, ok, am spus că este un reasonable surfer, că el dă click pe acolo, spune că se la un moment dat, se întoarce și o ia de la capăt. Dar, ideea e în felul următor, că probabilitatea ca el să dea click pe un link dintr-o pagină, este egală. Deci, poate se împarte, pentru că, na, e normal. Ești atras de culoarea link-ului, de cum arată link-ul, de ce anchor text ai acolo, cât e de mare, e în meniu, nu e în meniu, e în footer, e în sidebar și așa mai departe. Ok. Și după aceea eu am definitivat partea chestia asta. Pe mai întâi au luat așa. Deci pe link-ul are trei parametri, ca să-i zicem așa. Sunt feature-urile link-ului, culoare, mărime, ce mai sunt acolo, numărul de cuvinte din anchor text, cuvintele actuale din anchor text, cât de comercial e anchor text, îți dă seama de chestia asta, nu chiar așa de prostă. Tipul de link, dacă e link text, dacă e link imagine,
dacă linkul este relevant pentru conținutul din pagina respectivă, așa mai departe. Lista poate continua. Câteva detalii aici, luate frumos de pe SEO Moz. Acum s-au modificat chestiile astea cu link-uri și, de exemplu, un link care este pus mai sus într-o pagină, automat, va da mai multă valoare spre pagina respectivă. Dacă al doilea link, să zicem că tu pui, optimizezi link-ul respectiv pentru cuvântul B. Ok, este relevant, în pagina respectivă e B și așa mai departe, dar problema este că primul link, ăla o să dea mai multă valoare decât al doilea. Cât ai pus și anchor text-ul? Da, da. Pe dacă nu pot rădini, nu știu. Ok. Am luat câteva pasaje de chestia aia, n-am vrut să iau foarte mult. Așa, la fel, tot așa. Dacă e o listă de link-uri, primul va primi mai multă valoare. Asta mi s-a părut genial. Deci e genial. Care știi ce e asta? Hai că îmi place, mi-e place dacă e să fac și puțin de interacțiune cu publicul. Și ce se întâmplă acolo? E destul de relevant. Unde poziționezi link-ul acolo? Corinian, tu știi. Unde? Deci cei care nu știu să-i răspundă. Așa, și cum se numește chestia asta? Zine, nu ne mai ține. Așa, de curiozitate, dacă știi. Da, în funcție de poziția respectivă, poziția link-ului, în pagină. Chestia asta folosesc tot așa motoarele de căutare, se numește Visual Image Page Segmentation. Ei îți iau frumos pagina și ți-o segmentează și îți fac un model. Uite, frate, aici ai conținutul, aici sunt părțile statice, așa mai departe. Dar asta nu e conținutul. Acum există pus o standardizare a web-ului. Pentru că foarte multe lume folosește WordPress, Joomla, Drupal, și e foarte comod pentru Google și pentru orice motor de căutare. Frate, ai structura asta, păi îmi dau seama rapid unde-i conținutul, știi? Și problema e că ei își dau seama de chestia asta și depinde unde plasezi link-ul, poți să primești mai multă valoare și mai multă relevanță. Asta e o chestie foarte interesantă, am descoperit-o recent. Recent, și afirmat. Ok? Zi, te rog. Recent, am și afirmat că partea de jos, footer-ul nu mai contează. Da. Contează foarte puțin. Puțin. Nu știu cât. După, ca și ranking factor, deci undeva 10 sau mai 10%, mai puțin, oricum. Foarte, foarte puțin. Pentru partea respectivă, zic, cu 10%. Deci, până la urmă, linkul trebuie pus sus sau jos. Copil? În conținut. Important, mă, dacă gândești, dacă ai deci, 1000 de link-uri puse în sidebar, e ok. Deci e ok. Ok, dar să fie și relevant. Dacă îl bagi în directoare, deja s-a pierdut tot. Nu mai are niciun sens. Că sunt foarte mult directoare, asta vă zic, să nu vă lăsați influențați de oameni care vă zic, ok, vă bag într-un director web și, mamă, o să fii super tare, o să crească, asta e vrăjeală. Pentru că dacă ai doi vecini acolo, poate să fii unul, fetițe.net și după aceea jos sunt ceva, care fac spam, e o problemă. Să nu mai ce mai ești relevant și vecinii tăi sunt spammeri și jet. Ai ieșit cu totul din web index. Next. Contează și sursa documentului. Deci eu mi-am pus URL-ul pe o pagină. Aia este sursa. Normal, website-ul asociat cu sursa respectivă, numărul de link-uri prezent pe sursa documentului. Dacă sunt vreo 500, e atât automat, nu ai nicio treabă acolo. Deci foarte rar să-și dea seama că ești acolo. În prezența conținutului, pe sursa documentului, ăsta topical cluster, ăsta e ca o fel de mulțime de topic. Nu intrăm în detalii, adică nu vreau să vă plictisesc, doar the juicy things. Așa. Next, ce mai e interesant, este URL-ul target. Normal, trebuie și website-ul care să vrea să vadă și website-ul care este asociat cu URL-ul target. Dacă URL-ul este pe același host sau pe același domeniu, e normal. Dacă dai pe un domeniu, pe alt domeniu, na, scade. Page rank sau pascas. E de bine, eu port, pardon, link juice-ul care-i transmis cu page rank. Dacă URL-ul este asociat cu același domeniu, cu URL-ul de la documentul sursă, cuvintele din URL și lungimea URL-ului. Și am mai luat câteva care nu prea se văd, în păcate, dar rezolvă. Într-adevăr,
Dacă două site-uri sunt pe același post, care-i din relevanța... Care-i din relevanța link-ului sau... Da. Nu din relevanța link-ului, el își dă seama că tu vrei să-l faierești. Nu, dacă este din... Dacă este pe clase de IP diferite, nu. Da, este pe clase de IP diferite. Poate să fie același. Același host implică faptul că ei fac același IP. Sunt hosturi pe clase de IP diferite. Același IP mă refer. Adică gândește că tu ai un server pe un IP și dacă ai acolo două domenii, îți dai seama că s-a prins că tu vrei să faci o măgărie. Dar, fiind același IP, probabilitatea e foarte mare să fii totul proprietarul și celuilalt site și din cauza asta. Nu poți să le implici. Dacă exact. Nu știu exact cum reacționează la clase de IP, dar s-ar putea să-ți dea seama. Nu te seama, ai încercat? Poți să faci și o prezentare. Serios? Nu, serios. Cum să păcălești botul? Ok, aici zice, sunt alte câteva exemple. Google îi place foarte mult să ai mai multe link-uri pe mai multe domenii. Cu cât ai mai multe link-uri pe mai multe domenii, cu atât e mai bine. Dacă pui doar, să zicem, multe link-uri pe un singur domeniu, nu o să te ajute în lupta cu altul, ca să zic așa. Ca până la asta să rezumă. Era mai simplu un PowerPoint. Dacă mergeam mouse-ul era 100. Și Flash-ul nu se indexează decât foarte greu. Și e o tehnologie greoaie. Nu o recomandăm clienților. Nu, Ionuț, laptopul tău nu este bun pentru Flash. Asta e problema. Nu-i quad-core, așa e, Da. 4 giga. Oricum, și aici mai sunt câteva chestii care, din păcate, nu reușesc să le ajung pe lumea stași pe adola ordinar. E o problemă. Nu puteți, vede? Ce mai e pe aici? În felul următor, de unde mai obții link-uri? Trust-ul domeniului tău. Deci să zicem că tu ții un link de la un oarecare. Așa, da? Dacă tu, de exemplu, ți-ai luat un link de pe Wikipedia sau de pe site-uri mai mari, și care au unde trust este foarte mare, atunci știu, o să primești mai mult trust, așa mai departe. Olivia, te rog. Wikipedia are. Da, total de acord. Ziceam așa că e dar primește în conținut, să zicem. Un website, asta zice. Deci așa este. E un site cu autoritate. Exact. Mă rog, și... Sau pe domenii.gov, domenii.edu, că în general alea sunt primele care apar, cele mai relevante. Plus, contează foarte mult... Link-urile externe, normal, sunt mai șmechere decât link-urile interne. Zic că când unul linkuiește spre tine, normal, e mult mai șmechere. E un link extern și pentru tine. Link-uri interne, nu o să ai aceeași valoare, nu o să ai același link juice și aceeași valoare pentru pagina respectivă dacă linkuiește intern. Eu zic că amândouă sunt importante. Ok. Zic că amândouă sunt importante și sunt elemente diferite. Trebuie să ne concentrăm asupra linkingului intern pentru a optimiza paginile. Așa. Pentru că știm că o pagină cu cât primește mai multe linkuri, cu atât este mai importantă. Mm-hmm. Da. Și linkingul extern este o altă parte pe care trebuie optimizată și ea. Dar nu se exclud, nu una este mai importantă. Okay. Nu se exclud și nu putem spune că una este mai importantă decât cealaltă. Amândouă sunt importante. O să-mi dai și o sursă? Păi ghidurile de la Google. Nu, dar e experiență proprie. Algoritmul și experiență. Păi, eu, sincer, am și ceva de adăugat aici. Este puțin mai important link-ul extern decât cel intern. Pentru că, gândește puțin, îți faci un site foarte mare, ai foarte multe pagini, să zicem un milion. Într-adevăr, site-ul tău crește în, să zicem, numărul de link-uri interne e foarte mare. Da, exact. Deci, și ai foarte mult conținut, dar dacă tu ai niciunul sau foarte puține link-uri externe, nu o să ajungi pe cuvintele cheie, să zicem, cu o concurență mare. Hai să spun eu, Teo. Am avut noi un site pe care am lucrat, da? Deci pagina principală, indexul, a primit o groază de link-uri externe. Am creat pagini interne pe care le-am linkuit doar din index și care au avut rezultate mai bune decât indexul. Doar din index, pentru că în
index aveai un link juice foarte mare, exact, și exact. Ai dat link link juice respectiv către pagina unei interne care erau foarte relevante. Da, dar tocmai asta am să spun eu. Nu poți să acord mai multă importanță. Da, da, dacă n-ai fi avut link-urile externe către index. Dar n-am zis, deci noi n-am zis că sunt mai important. N-am zis că link-ul intern e mai important decât link-ul extern. Am zis că sunt importante. Ambele sunt importante, dar pentru SEO în general e foarte important să ai și link-uri externe. Fără link-urile externe, în primul rând, dacă n-ai niciun link, nu ești indexat. Suntem total de acord. Mai multe lucruri. Asta vreau să zic și ce-ai zis tu, ține de optimizare on-page. Total de acord. Da, dar optimizare off-page ține în felul următor. Dar normal, dacă tu pui foarte multe link-uri spre index, se aduce o groază de valoare și de relevanță, după aceea tu poți să joci cu pagina respectivă cum vrei tu. Eu am zis dacă tu mai ai... Eu am un site tot în genul ăsta, știi? Are 2 milioane de pagini. 2 milioane. Teoretic ar trebui să fiu fai, frate, sub călare pe acolo, să mă lupt potrivit prima pagină. Nu e așa. Îți zic sincer, deci dacă reușești să atragi, mai întâi contează foarte mult link-urile externe. Cum le obții? Ălea contează. După aceea cum să te joci tu cu linking-ul intern, cum vrei și să ne nebunești pe bot. Hai să mergem un pic mai departe. Da, da. Poți să zici după aia, e ok. Mulțumim pentru intervenție. Acum o să discutăm pe tema asta. Dacă ai să trecem un pic de discuția asta de care e cel mai bun link intern, link extern, amândouă sunt extraordinari. Asta era și concluzia noastră. Nu, că după aceea puteți să zicem la sfârșit, ok. Dacă mai dai ce nu te contrazicea. Și o altă chestie interesantă, care e foarte șmecheră, în studiul ăsta lor, în invenția asta lor, care zic, eu luat user behavior data. Cum dai click, ce interese ai, că și așa se poate face targetare demografică, termenii de căutare inserați, cât de des e click-uit un link și așa mai departe. Toate chestiile astea îl poți scoate fără să intre în, să zic, în Google Analytics, dacă e, poate să o scoată direct de pe SERP-ul. SERP-ul e un acronim, se numește Search Engine Ranking Pages, pentru cei care nu știu. Ok. Results. Te cred pe cuvânt. Și Next, în 2010, cum ziceam, băieții au primit patent-ul. Probabil că până în 2010 l-au și implementat, mă gândesc, că nu în 2004, după aceea aștept până în 2010 să-l implementez. Deci deja, oricum, se simte, chestia asta și se vede, deci e oarecum logic. Și, pe scurt, ultimele concluzii din documentul respectiv. The rank of a document may be interpreted as the probability that a reasonable circle will access the document after following the number of forward links. Ați zis cineva ceva? Mă rog. Acum am definit reasonable circle ăsta, că el este o probabilitate că el va accesa documentul respectiv după un număr de link pe care el deja i-a parcurs. Adică ajuns pe site, dă un click pe mai multe site-uri. Exact. Îmi place cu aia. Băi, ai ajuns la concluzia de la început. Pe este popularitatea paginii. Păi da, da. Ideea e că mai băgat și alte metrics ca să determine page rank-ul respectiv. Asta am parcurs. Ok? Chestia care există la început. Da, total de acord, dar numai click cu plus. Cu extra. Dai seama că ei au avut 10 secunde de genialitate care au zis hai să facem un sistem pe care îți indexă toate link-urile, le rankăm într-un fel, le punem într-un singur loc. Și după aia, peste 10 ani, au făcut același lucru, că n-au schimbat nimic, absolut, știi, adică... Da, mai, au schimbat-o. Din moment ce faci metric din ăsta de user behavior, deja contează, mai influențează și alea, știi? Și cum arată pagina, își dau seama deja, știi? E un pic de... Asta o dă puțin inteligența artificială, încet, încet, știi? La un moment dat și ei zic că e destul de complicat, de updatat. Poți să dai puțin mai sus să se vadă diagramul. Sigur. Graficul. Și să le explici un pic. Păi, e foarte... Păi asta să înțeleagă lumea, nu e ușa ce e acolo, da? Transfer scrie. Să transform, să transferă page rank-ul, acum în funcție de poziția pe pagina respectivă la link-ul. Exact. De la US Pattern, frumos luat. Dacă vreți să citiți și vă interesează, e o lectură greoaie, dar e interesant. Poftim? Nu ne mai descurajăm. Ce-ți dau?
este cea mai bună mai sus. Mai sus și mai aproape de capul cu pace. Deci cel care este citit mai repede, stânga. Da, cel care este citit mai repede, sunt convins să citești la dreapta, la stânga, la stânga, la dreapta, da? De sus în jos, cel care este la capăt este cel mai powerful, știi, care așa. Iar să considerat fi, eu vorbesc suficient de tare, considerat fi cel mai relevant elementul care se află în punctul ăla. Și chiar pot spot-ul, pe, dacă ne uităm pe o pagină și vedem pe heat map-ul, la nivel de unde stau ochii pe o pagină, și click implicit ochii, și oricum l-am denumit, nu asta e important, ideea e că acolo avem cea mai mare căldură, în zona aceea. Probabil, e clar că Google s-a gândit la lucrul ăsta și a zis, ok, elementele care sunt în stânga sus sunt mai importante decât elementele care sunt în dreapta în footer. Cu toate că și alea sunt analizate. Atenție, deci nu, dacă nu sunt acolo și... sunt mai multe elemente. Dar ca să ne limităm la discuția de aici, nu, valori... E cel mai simpluț, așa. Adică, în funcție de poziții, el îți dă o anumită valoare. Ceva, apropo de schema care se mai devreme cu pagina împărțită în header, navigate, adică partea de content, adică partea de sidebar. Da. Apropo de chestia asta, asta ce zici tu, ar să pune cumva pe sidebar-ul dacă punem partea stângă față, dacă punem partea dreaptă și punem blog-ul, să zicem, la un blog, da? Acolo ar obține un punctaj mai mare. Este așa sau asta este valabil doar pentru partea de content? Păi, ideea e, dacă știi chestia asta, am lucrat la Google. Nu, dar față... Da, pot să dau și eu cu părerea până mâine, știi, să zic că îți dă 0.5, îți dă 0.1, îți dă 0.2, îți dă 0.3. După poziția în... După poziția în sursă. Dar, pentru că eu din CSS pot să pun footer-ul primul. Exact, să ne aranjez cum vreau. Dar ideea e ca... conținutul să fie primul și pe urmă să urmeze... Vorbește în microfon și mai microfon. Da, deci conținutul să fie primul și din cauza asta Dan a spus acolo că din conținut link-ul e, să spunem, cel mai bun, cel mai relevant. Pentru că, în general, adică și pe WordPress, conținutul e în zona de sus a paginii și footer-ul în zona de jos a paginii. Standard. E în prima treime, cam așa zice. Dacă exact. E prima treime, acolo va primi. Dar nu știu dacă ai răspuns totuși la întrebare, da, pentru că întrebarea a fost simplă. Dacă pune sidebar-ul în stânga, este mai bine decât dacă lasă sidebar-ul în dreapta? Asta era întrebarea. Păi, eu sincer să-ți răspund, ca să fiu eu la care îți răspund. Deci, datorită conținutului care e mai dens în zona de content, da? E posibil ca, datorită faptului că sidebar-ul este în dreapta, contentul ăla să fie primul care este văzut, știi? Dacă este văzut, este analizat primul, clar este considerat mai relevant. Dar ce vreau să am luat, că nu este nicio diferență din punct de vedere al pagine. Pentru că din punct de vedere că oricum Google se uită la pagine sau se uită la cod. Se uită la cod. Și atunci, practic, din punct de vedere cod, sidebar-ul este tot acolo. Și are doar o singură chestie pe mai lent sau mai mai sus, practic. Nu e nicio diferență. Ce? Că nu e nicio diferență? Da, între site-ul... Nu ar trebui să fie nicio diferență majoră. Păi mai avem o părere. Și deci foarte... Deci nici eu nu cred în ideea că Google analizează poziționarea site-ului. Pentru că, fiind în cod, Google nu are de ce să uite în cod. Pe Google îmi interesează experiența utilizatorului și modul în care sunt întoarse rezultatele. Aici țin puțin să nu fiu de acord cu tine, pentru că, uite, de exemplu, tu dai pe Google, știi? Ai un site? Am mai mult. Ai mai mult, perfect. Ia A5 și dă cash. Știi cash, știi cum arată cash. Ok, cum o să faci în imaginea respectivă? Codul este stocat la în server și fișierul de designer de CSS-ul este întrat din serverul. Da, așa. Oricum, codul respectiv... Nu tot codul. Poate? Asta prea nu s-a nou, că nu citește CSS-ul. De ce nu citește instrucțiunea de design? Nu? Nu, stai așa. Dacă, deci nu, ideea că nu ți-a stai dacă ai CSS extern, dacă ai CSS intern, ți-l ia. Inline-ul ia. Normal. Oricum, ideea nu ți-a, eu nu zic că ți-a scriptul ce este instrucțiunea acolo pe HP-ul și tot, dar el își dă seama exact cum ai tu site-ul tău, cum... Ce, unde e conținutul? Ce se întâmplă pe acolo? Eu nu cred că e, dar... Mă dai seama? Da. Nu face explicația asta. Nu
important e să fie un link. Da. Și foarte important să fie un conținut. Un conținut, asta e cel mai important. Să considerăm că sunt foarte importante link-urile interne. Poftim? Hai să ne venim la discuția de link-uri interne. Hai să vă iară un tehnic ca tare. Bine, bine. Da. La graficul acela, era o concluzie pe care n-a zis-o tare. Dacă vă uitați... Ia microfonul din spate. Link-uri de pe pagini care au cât mai puține link-uri, pentru că ați văzut acolo pe o pagină în care erau două link-uri, jumătate, adică ce mai mult, puțin mai mult de jumătate s-a dus la primul link pentru că era în conținut și încă o, uitați exact, deci 0.6 la cel din conținut și spune 0.4 la cel din footer, un exemplu, și vă uitați de pe pagina B pe pagina C, tot link-ul de acolo s-a dus direct către pagina C, nu la cum a fost de pe pagina A către B și C. În cauza asta e bine să luați link-uri de pe pagini care au cât mai puține link-uri externe. Da. E bine că okay. Șerim această informație, pentru noi e o dezbatere, dar pentru ceilalți care nu sunt atât de implicați și adânc în specialiști sau tehnici sau cum vrem să se identifice, pentru ei este interesant să rămână cu faptul că trebuie să avem și link-uri interne, trebuie să avem și link-uri externe, site-urile, valoarea unui site care trebuie văzut și analizat care este valoarea pentru site către care să, de pe care să dă link. Trebuie să avem și o structură bună a conținutului în pagină, să avem și sidebar, să avem și content și cam asta ar trebui să, cu asta ar trebui să rămâne și cu o istorie interesantă asupra unei lucrări de diplomă care a devenit cea mai tare afacere a secolului 21 Google. Deci cam asta ar fi un... Mersi, eu nu-ți cam creat. Scuze. Dar mai întrebări, eu am vrut să facilitez întrebările și în sensul ăsta. Da, sigur, sigur, nu-i problemă. Mai bune. Cele, de exemplu, scrii un articol și faci un link pe site-ul. Excelent. Sau pui o poză. Excelent. Păi, ideea e că cel mai bine trebuie să fie text, pur text. Pentru că Google-ul nu, dacă tu pui o poză sau pui ceva, el nu citește imaginea. El doar se uită la datele care le-ai pus despre imaginea respectivă, adică altul title. Deci ideal ar fi dacă e să pui link pur curat cu text. Este mai bun decât o deci imagine. Deci mai departe, cu Ancora, explic un pic despre Ancora. Ce e Ancora? Ancora, Ancora textul. Ancora textul este, gândește că tu scrii acolo, dacă tu scrii despre... Despre ce scrii? Ca să mă dau un exemplu. Despre la singure. Nu. Cum vreau cu un proces de dar... Life coaching, ok. Să zicem că scrii despre life coaching, ok. Google îți dă seama în toată pagina ta și în tot site-ul tău că tu scrii despre chestia asta. Tu la un moment dat, dacă pui acolo un anchor text spre, nu știu, macaroane, un cuvânt ăsta, tender, da, deci nu, o să-i dea foarte puțin. Dar dacă pui ceva legat pentru, nu știu, tot ceva de life coaching, poți să pui... Să zic mâine pe sănătos, la. Nu, nici așa nu-i pur. Nu, deci, nu mai zic. Nu, poți să pui mâine pe sănătos, dar ideea e că depinde foarte mult ce conținut ai acolo în pagină și... Dacă în codul sursă primul robotul întâlnește prima dată linkul imagine, este acel link care va fi luat cel care va fi luat în considerare și nu cel text. Deci este foarte important ca să pui. Da, este foarte important să pui înainte pe linkul text decât cel imagine. Ok. Dați microfonul speakerului. Cred că am trecut de partea cu întrebări și nu știu ce. Mai avem o întrebare pentru tine, da? Te rog.
Nu. Nu are nicio, dacă spune nou follow, automat îi spui botului, nu-mi transmite valoare, nu transmite link, nu transmite mai nimic, dar oricum ți-l inoxează. Orice tip de link este bun, pentru că un link nu e, o valoare unui link nu este doar pentru bot, doar pentru Google. Un link, să spunem, ideea principală a unui link e ca utilizatorul să-l vadă și să dea de click către el. Că Google folosește link-urile pentru a, să spunem, ranca toate paginile, asta e partea secundă. Dar da. Orice link este pagina site-ului tău e ok și chiar dacă e de pe un blog unde majoritatea se spune un follow, este util. Deci nu e ideea să îți aduci doar link-uri fără nofollow. Orice tip de link este util. Gândește că toate linkurile de pe Twitter sunt cu nofollow. Deci dacă vrei linkuri de pe Twitter... Poți să dai puțin? Așa, Twitter e altă chestie. E mai specială cu aia cu nofollow. Nu știu exact ce se întâmplă acolo pe Twitter, dar ideea e din ce m-am documentat eu. Dacă sunt niște, niște discuții foarte mari de interes, botul intră acolo și el se uită și vede exact care e treaba, ce se întâmplă, ce linkuri vin. Hai că mai avem o întrebare. Twitter e puțin mai special, cel puțin în state, unde este volumul foarte mare. De oameni care folosesc, la specific. Ok. Mai luăm două întrebări. Toată lumea spune că linkurile nofollow nu dau link juice, nu dau ancoră, nu dau. Dar am făcut teste de spamming pe anumite cuvinte cheie. Erau doar teste, nu? În care imitam foarte, foarte multe link-uri pe o anumită ancoră, toate cu nofollow și pagina creștea în SERP. Chiar dacă toate link-urile erau cu nofollow și nu aveam link-uri pe ancora respectivă Da, se poate. Nu zic, nu. Eu din ce știu, din ce am văzut până acum, nu prea nu se transmite valoare, dar există și posibilitatea asta. Oricum, concept... Poftim? Se poate. Se poate. Nu, bro, chestia e că poate depinde de conținut unde l-ai plasat, mă gândesc. Ideea e că conceptul de nofollow s-a schimbat foarte mult în ani. La început era că nu-ți sincronizezi pagina, nu-ți indexează, pur și simplu nu o vezi acolo rezultate, după aceea o vezi în rezultate și mai primești link și acum nu zice, prea mai face nimic. Adică e... Sincer, dacă știam chestia asta, ți-am zis să lucram la Google sau undeva Conex. Dar nu știu, nimeni nu știe, nu le chestii așa, niște black box-uri. Dar ideea e că transmite-o cum e relevanță pagina către link, chiar dacă nu de link juice, link juice o cum e irrelevantă, ceea ce e important pentru pagina ta. Trebuie la punctul experimentul cel mai important factor al poziționării în SERP. Mai irrelevant și relevanța cu ție este importantă pentru poziționare. Studiile pe care le-am făcut noi, în urmarea lor, nofollow, din câte am observat noi, nu contează în transferul de popularitate, dar însă link-urile sunt contabilizate. Deci numărul link-urilor este luat în calcul, nu este luat dacă, că page. Dacă doriți să nu se întâmple nimic, a folosit JavaScript ca link-urile lor pe nofollow pe link-urile și gata. Nu. Nu JavaScript. Ai frate, te rog. Dar e rău. Adică e rău, da. Asta e glumă între noi, asta nu... Da, nu recomand Flash? Nu, nu trece și prin Flash. De aia trece și prin JavaScript. Trebuie să faci ceva foarte complicat ca să nu treacă. Dacă mai sunt întrebări... Dacă mai e ultima întrebare... Ok.